breve sistem dedicat specificilor cu toții. Cu cei ce aveți cuvântul să deschidem la pagina 1035. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 37. Pagina Sfânta Scriptură 1035. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Amin. Să ne așezăm. Am meditat la Cuvântul lui Dumnezeu și am zis că predica din seara asta ar fi mai mult pentru frații mei care încheie un legământ cu Dumnezeu. De ce spun asta? Vineri seara am fost împreună cu frații și i-am vizitat. I-am privit din ochi și am văzut acolo înăuntru ceva. Scripirea aceea, dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dorința de a fi cu El. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei ce sunt însetați, cei ce își doresc, ascultă de Dumnezeu și acceptă. Pentru că tema noastră este chemare sau invitație la apa vieții. Cei ce sunt setoși după Dumnezeu, să vină la El. Pentru că El este râul acela care scâmpără orice gol al inimii. Știți că, de fapt, și de drept, în inima noastră sunt foarte multe locașe, așa? Și fiecare locaș aparține cuiva. Este un loc acolo care are chipul lui Dumnezeu și care nu poate fi umplut cu nimic. Ei, în momentul în care Dumnezeu îți vorbește și te cheamă, atunci golul ăla se umple. Și inima ta începe să simte cu adevărat că trăiești. În Sfânta Scriptură sunt foarte multe invitații. Și noi, ca și oameni, am primit foarte multe invitații. Unii la nuntă, alții, cine știe pe unde. Invitații peste invitații. Pe unele le-am acceptat, pe celelalte le-am refuzat. Nu e normal, că nu poți accepta toate invitații. Scriptura spune că ar avea undeva, am citit undeva, că ar avea vreo 1900 de invitații pe care Dumnezeu le face. Și spune, vino, haide. Și astăzi am vrea să ne ocupăm puțin despre aceste invitații. Măcar câteva să vedem. Și ce mă bucur la vinerii aceștia, că au acceptat invitația la mântuire. În primul rând. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 9, spune că de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. În momentul în care Dumnezeu te cheamă și în care noi am avut o chemare, Dumnezeu vrea să vadă câteva lucruri că se întâmplă în viața noastră. Și El vrea să vadă, în primul rând, ascultarea noastră. Matei putea să spună, dar nici să fiu după tine. Cine e să fiu eu după tine? Nu? Eu am o slujbă bună, sunt plătit bine. Tu ce mi-o oferi ca să-l iau? Că un judan adevărat cam asta spune, fraților. Când îl chemi și zici, hai un pic, el zice, ce mi-o oferi ca să-l iau? Altfel nu vin! Ei, oamenii care aud vocea lui Dumnezeu, cunosc Dumnezeu, ei nu pun întrebări, ci ei ascult. Pentru că însuși Cuvântul lui Dumnezeu spune că oile mele, ce fac? Ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele de asemenea le cunosc. Deci primul lucru e cunoașterea lui Dumnezeu și ascultarea de El. El ne-a făcut fiecare dintre noi o chemare, într-o zi. Fiecare dintre noi am auzit glasul lui Dumnezeu care a spus, vin. Am putut să spunem da sau am putut să spunem nu. Suntem la libera alegere, frații mei. Fiecare dintre noi am ales. Dar vrem să slujim pe Dumnezeu? Vrem
să rugăm sau nu vrem să rugăm. Dumnezeu nu se bagă cu piciorul în viața nimănui. El spune, tu, dacă vrei, vino. Și cred din toată inima că fiecare dintre noi într-o zi am ascultat de glasul lui Dumnezeu și am zis, merge după el. Și așa astăzi suntem noi aici. Pentru că într-o zi am auzit glasul. Apoi, problema mai mare a noastră nu a fost numai că să ascultăm. Noi avem ceva care ne obligă să mergem. Și care era problema lui Matei? Am putea să spunem noi mulți că era van. Dar problema lui nu era van. Problema lui era păcatul. Sau păcatele lui multe. Ei, noi când venim la Dumnezeu, prin ascultarea noastră, suntem izbăviți de păcat. Deci noi venim la Hristos pentru că ne simțim ticăloșia și mizerie. Și El a spus, Doamne, eu vreau să vin. Și sunt câteva exemple în Scriptură care Hristos arată lămurit, că pentru asta au venit. Măcar că nu i-a spus pe nume. Nu a spus, da, ăsta e păcătos. Dacă ne uităm la Zacheu, când Iisus îl cheamă pe Zacheu și zice, dă-te jos și vino, că vreau să intru în casa ta, când intră în casa lui, nu-i spune deloc de cât o furat el. De ce o făcut? Și, auzi, eu știu, să vezi tu ce prorocuți eu. Eu știu că ai furat de lui, ai nepăstuit pe el. Cam astea ți-e viața ta. Nu, el însuși o furat de biografie, când s-a văzut în prezența lui Hristos. A zis, nu pot să stau eu înainte unui care cunoaște totul. Și să nu mă pocăiesc. Ei, frații mei, creștinism fără pocăință nu există. Adică eticheta de asta, că ne numim creștini fără pocăință, fără să vedem mizeria din viața noastră, nu există. Ăla nu-i creștin. Nu se poate numi creștin. Sub nicio formă. Pocăința e părerea mea de rău. A trăit vieții mele murdare. Înaintea lui Dumnezeu. Asta e pocăință. Și el a zis, Doamne, eu am făcut ceva. Acum vreau să fac pace. Zis el, nu? Îți vreau să schimb viața asta din clasă. Domnul nu i-a cerut nimic. El a spus, eu am făcut ceva și vreau să schimb. Dar cine ne dă nouă putere și ne iartă păcatul El? Noi trebuie să venim la Hristos cu păcatele noastre. Cei care doriți să vă botizați, asta trebuie să vă fie clar. Că numai Hristos vă poate ierta păcatele. Deci El vă cheamă și spune, eu sunt singur. Dacă voi vă vedeți neglijenția și păcatul, sunt singurul care pot să vă iert păcatul. Oamenii lui Dumnezeu și oamenii care au venit la Hristos, toți și-au plâns păcatul. Nu s-au uitat nici în stânga, nici în dreapta. N-au zis, eu nu mă pocăiesc, ca ăla să mă pocăiesc. Putea să spună, și Matei și alții, ca Petru care scoate sabia și îi tai urechile la ăla. Ca ăla, ca nu știu cine să mă pocăiesc. Ei, stați un pic, că pocăința nu îi atinge de atitudine, ci de păcat. E păcat. Și păcatul nu poți să spui ca ăla, că ăla e mai păcătos ca mine. Nu, nu. Ești păcătos cumva. Da. Tu nu întinde de aceea, că trei miții câtă tine. Și fetele sunt tot acolo, așa. Ei, Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni ce să facă. Să facă ce vor. Dacă vor să se pocăiască bine, dacă nu, așa e, într-adevăr. De aceea spune că tuturor oamenilor de credință, Dumnezeu le pocăiește să se pocăiască. Și pocăința, frații mei, nu e o învățătură doar a pocăiților pe care îi înviți-vă, ci e porunca lui Dumnezeu. Nu vă cheamă nimeni la niciun cult. Nu vă cheamă nimeni la nicio doctrină. Și la ce vă chemăm? La Hristos. Pe cei care nu sunt cercetați cu Hristos, la El vă chemăm. E singurul care vă poate salva viața. E singurul. Și asta presupune ascultarea voastră. Sau a noastră. Și apoi spune că noi trebuie să ne supunem. Adică atunci când venim, El are anumite dorințe. Are anumite lucruri care ne le pune în față. De exemplu, a spus cine iubește mai mult. Pe mamă, pe tată, pe bunica, pe cine. Nu-i vrem. Sau cine nu-i stare să lasă pentru mine. Nu știu ce. Nu-i vrem de împărăția mea. Și atunci ni se pare nou așa ciudat. Bun. Chiar putem noi să ne supunem? Da. Și de ce putem să ne supunem? Atunci când noi
Îl acceptăm pe Hristos, acceptăm jugul crucii Lui și singurul stăpân care stă împreună cu noi la jug. N-ați văzut nicăieri și nu o să vedeți vreodată un stăpân să stea ei cu sluga la sală. Că nu are vreme. Hristos e singurul care stă. Și oricât ți-e s-ar părea ție de grea păcăința, El e acolo. Oricât de greu ar fi, oricât ai spune, mă, nu se poate. Și aici, și aici. Pentru că jugul lui spune că e bun și sarcina lui ușoară. Noi avem un stăpân care stă în jugul noi. Ăsta e stăpânul nostru. De aceea e bine să ne supunem lui. În toate lucrurile, frații mei. Să fim supuși lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Asta ne dorește. Și asta au făcut și înaintașii noștri. Ei tot ce au avut-o pus la picioarele lui Hristos. Să zic, nu, viața noastră nu ne mai scumpă decât. Și orice ar trebui să facem, facem. Ei, frații mei, asta vrea Dumnezeu. Vrea de la noi Dumnezeu să ne supunem și apoi să ne dedicăm lui. Cu tot ce suntem și cu tot ce vrem să vină râul acela de binecuvântare. Vrem să se coboare Duhul Sfânt peste noi. Dar nu se poate dacă stăm nepăsători. Râul binecuvântării și ce țâșnește din inima omului transformat și schimbat. Adică El se dedică lui Dumnezeu după toate acestea. El tot ce face, face ca pentru Hristos. De-aia spune psalmistul, întreg aceștia prin valea prângerii, o prefac în cer. Într-un loc plin de... Nu mai rog, într-o vale de plângere, faci un loc plin de izvoare. Da, știți de ce? Pentru că ei sunt plini de Hristos. De aceea nu i-au putut ține lanțurile, de aceea nu i-au speriat Nero, că i-au pus pe lemne și i-au dat foc și a fost în loc de becuri pe stradă. De aceea nu i-au speriat leii din arene. De ce? Pentru că erau dedicați în totul lui Hristos. Și din inima lor curgeau râuri de apă vie. Cu miile se întorceau la Dumnezeu când erau sfârșiați de fiare în arene. Ei mureau în arene și ăla se pot spunea, noi le luăm locul. De ce? Izvoarele au plecat Dumnezeu. Când suntem gata să ardem pentru Hristos, suntem gata să punem tot ce avem pentru Hristos, Dumnezeu va face minuni mari. Mari minuni va face Dumnezeu. Vrem izvoarele binecuvântării. Vrem să venim la apa vieții. Dar oare vrem să plătim și prețul ăsta? Sau doar venim? Ei, frații mei, supunerea, ascultarea, dedicarea lui Dumnezeu face să fie totul bun. Când m-am uitat la ei, am văzut atâta de fericiți. Și fiecare întreba, cum a fost oare când v-ați întors la Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Nu seamănă experiența nimeni, nici a ta, nu seamănă cu a mea. Cum m-am întors la Dumnezeu? Cert e altceva. Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a luat viața mea în primire. Și-o zis, uită-te la tine. Îți place cum arăți? Acum tu ești în oglinda mea. Dacă îți place cum arăți, mergi și mai uite așa. Dacă nu îți place cum arăți, există o posibilitate. Și-am zis, Doamne, mie nu-mi place. Viața asta e o mizerie și nu merită. Și-o zis el atunci, dacă vrei să schimbi, eu îți pot să dau una nouă. Și atunci a început în inima mea să țâșnească izborul ăla. Izborul căutării de Dumnezeu. Setea după Cuvântul lui Dumnezeu. Dorința de a-L asculta pe El mai mult. Dorința de a sta în părtășie cu El mai mult. Dorința de a mă supune Lui. Ei, asta nu mai e orice. Duhul lui Dumnezeu. Dar cu acordul meu. El nu vine în viața nimănui dacă nu-i dă o Dumnezeu. Și apoi, frații mei, noi trebuie să fim perseverenți în tot ce facem. Perseverența e mama câștigului. Nu să ne oprim la fiecare pas când ne-am împiedicat. Nu să întrebăm, auzi, cât ar trebui să fim noi de pocăiți ca să fim mântuiți? Cam pe unde? O marjă. Cum ar trebui să... Cam până aici, zice, să luptici, cam răpastă, zice, pune semn, el ajunge, zice, până aici să lucrăm, că acolo e răpastă. Dumnezeu nostru cere tot. Și de ce? Pentru că El ne-a pregătit totul. Dumnezeu nostru nu cere jumătăți de măsură.
Dumnezeul nostru cere întreg. De aceea Apostolul Pavel a zis, eu s-o gândesc toate lucrurile astea, așa cum Dumnezeu și știți cum e s-o gândesc Pavel. Pentru ce? Pentru că m-a mântuit Hristos? Nu! O să zic, pentru prețul ăla nespusii mare pe care l-a plătit El pentru mine. Pentru că eu vreau să fiu al Lui cu orice preț. Nu mă mai interesează ce e în jurul meu. Absolut nimic. Eu mă duc înainte. Eu mă lupt ca să-L apuc pe El. Nu știu dacă L-am apucat. Dacă Apostolul Pavel a spus, frații mei, nu știu dacă L-am apucat pe Hristos. Eu mă întreb acum, în viața care trăiesc, în epoca, în secolul ăsta, a vitezei, în care mai mult suntem pe net decât în Scriptură, mai mult suntem nu știu unde, decât în casa lui Dumnezeu. Eu mă întreb, oare eu L-am apucat pe Hristos sau nu? Asta e semnul de întrebare. Cât perseverez eu în cunoașterea lui Dumnezeu? Eu mă întreb pe mine, nu vă întreb pe dumneavoastră. Pe mine mă întreb, dacă astăzi trebuie să vină Domnul, unde mă găsește pe mine? Unde sunt acum? La ora asta, unde sunt eu? Și zice, frații mei, este atât de minunat că Dumnezeu nostru nu face lucrurile de jumătate. Nu ne dă, nu așa, ca să nu murim de foame, cum s-ar zice, nu. El face lucrurile toate din belșug. Pentru că sfârșitul are pleierii noastre, e tot cu o invitație, frații mei, să termină. Și știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 25, cu versetul 35 în jos, știți la ce îi cheamă Dumnezeu? Spune că împăratul va zice celor de la dreapta lui. Ce va zice? Veniți, binecuvântați-i Tatălui meu, ce să faceți voi? Emoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de când? De la întemeierea lumii. Au zis, frații mei, deci noi dăm lucruri de jumătate lui Dumnezeu. Dăm lucrurile de jumătate, pocăință pe jumate, viață trăită pe jumate și El a spus și noi avem pretenția să ne dea etat. E corect? Nu e corect, frații mei. Absolut deloc nu e corect. Hristos a făcut totul pentru noi, n-a făcut noi nimic. Nici mântuirea nu ne-am pregătit-o noi, nici viața de credință n-am pregătit-o noi, nici trăirea noastră nu o pregătim noi, ci totul se trăiește prin har, dar noi dăm jumătate. Și El spune la sfârșit, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și Ioan 14, știți ce spune? Eu mă duc, ce să fac? Să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu, să fie și cine? Slujitorul meu. Ei, Doamne, bine ar fi să fim cu adevărat slujitorul. Să fim cu adevărat cei din care, din acelor inimă curge râuri de apă vie. Oamenii ăștia sunt contagioși, frații mei. Nu există boală și mai contagioasă decât creștinismul. Nu există. Petru la o singură predică 5.000 de oameni. Nu-i contagios. Ce ziceți voi? Contagios. Când trecea pe stradă, săreau bolnavi și se vindeca. Era contagios. Și stia gura Pavel, contagios. Nu zic, băi, ăștia nu știu altceva decât Hristos și al Hristos. În temniță Hristos, dincolo Hristos. Păi la asemenea oameni. Poate să spună Domnul, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți. Nu? Se pare normal să spună asta. Că am pus totul pe altarul tău. Că am pus viața, că am pus suflarea, că ne-am pus și ne-am riscat toate. Și El mai zice, veniți toți cei tu priți împuși împovărați. Și nouă mi se pare povară. Să te duci la gherla, să te duci la bolnavi, să te duci nu știu unde, să slujești nu știu, e povară. Și El zice, auzi ăștia cu povară. Și aveți povară mare. Nu vă mântălei, nu? Nu vă mântălei. Nu vă taie cu fieră strău, nu? Nu! Dar de ce sunteți împovărați? Povara, de ce o cărați? Care-i povara până la urmă? Toți cei împovărați, veniți, ca să vă iau povară. Pentru că Hristosul nostru nu a pus să fim noi în povară, ci a pus să fim cu El. Și să
să ardem pe Dumnezeu. Și să lăsăm râul ăla să curgă, frate. Pentru că vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a fost pregătită, și am spus, pentru noi toți. Cine vrea să accepte, poate să spună, da, Doamne, vreau și eu de azi, cum ați spus voi care sunteți aici. Vrem și noi să moștenim. Și zic, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă umple inimile cu Duhul Lui. Amin. Și să nu faceți altceva decât să alergați înainte. Să nu vă luați ochii de la Hristos. Pentru nimic în lume. Perseverați, perseverați și iar perseverați. Când ați apucat pe calea aceasta, să nu vă luați ochii de la Hristos. Și întotdeauna să vă uitați la El. Pentru că pe voi vă așteaptă o mare și aici, și dincolo. Ăsta e Dumnezeu pe care noi îi slujim, frații. De aceea Dumnezeu ne cere ascultare, ne cere pocăință, ne cere supunere, ne cere dedicare și perseverență. Și apoi El va spune, da, atunci o să fii și fondat. Atunci se va reflăsa lucrul ăsta vieții, la care El le cheamă. Și zice, veniți, haideți. Haideți acum să vedeți cum curge râul. Știți de ce nu se întâmplă nimic? Pentru că nu mai golim inima. Nu mai lăsăm să umple Hristos inima. Și de ce nu se întâmplă? Zic, Doamne, binecuvintează-ne cu inima bună. Dă-ne, Doamne, pocăința ascultă și adevărată. Ajută-ne cu adevărat să trăim pentru Tine și împărăția Ta. Să ne dedicăm Ție cu tot ce suntem și avem. Și apoi când Tu vei veni și vei spune, noi să te întrebăm, dar când? Și ăla care îi prinde Dumnezeu, nu știu când a făcut. Că ei zic, Doamne, dar când a făcut? Că ție ți se pare, mă, eu nu știu. Habar n-avem. Și zice, la ea nu li s-a părut o povară. Adică el când o băga mâna în buzunar, a avut buzunarul deschis, nu cu fermat, așa, fără. Și a zis, da, și ții. Nu s-a gândit ce face. Și zice, dragostea lui Hristos, numai când încep să o pierzi, te uiți ce dai și ce rămâi. Ăsta e adevărul. Și întreabă, când? Ce când ați făcut celor mai neînsemnat? Când l-ai îmbrăcat pe ăla care ți s-a părut ție că n-are haine? Atunci. Când ai dat costumul ăla mai bun. Zici, Domnul, ăla nou să-l dai și ăla de la second să-l ții. Pentru tine. O jertfă trebuie să fie întreagă, totală. Atunci, atunci ți-ai adunat cărămida. Și zic, Doamne ajută-mi. În finalul v-am spus, dă-ți cu chemare. Dă-ți cu veniți. Și vrem să auzim asta, nu? Când se va sfârși și se va trage linie și va veni judecătorul cel drept să judece pe toți, vrem să auzim asta, nu? Veniți, binecuvântați Tatălui meu. Și nu poți să fii dacă nu te-ai pocăit. N-ai cum să fii. Nici nu te gândi că auzi chemarea asta. Veniți. Fără, nu îți pune nicio problemă. Deci de acum îți spun, nu îți pune probleme. Că n-ai cum să-ți pui probleme, că vei fi chemat. N-ai cum să fii chemat. Dacă tu nici n-ai ascultat. Adică ai fost aici, știi? Treaba e alta. Că toți venim să ascultăm. Numai că nu gândim. Și eu când eram copil, stăteam drept în fața lui mama. Spunea, toți, că așa stăteam și ziceam, ce mai cumit, ăsta e cel mai ascultător. Copil, da, eu zic, numai nu face ce spun. Deci eu ascultam, dar de făcut ce vreau eu să fac. Mai nu ascultam. Ei, câteodată asta mi se întâmplă nou. Venim, ascultăm și plecăm ascultătorii toți. Și zice, nu, da, Domnul vorbi pentru alții astăzi, nu pentru noi. Doamne, păzește și ajută-ne să ținem deaște în veche, să nu ne iese, să intre pe una și să iese pe alta, ci să rămână în inima noastră. Tot ce auzim, să aplicăm în viața noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea vă așteaptă oamenii răspândiți. Pentru că vă seliți, pentru că nu vă opriți, vă așteaptă oamenii răspândiți. Și Tatăl, când va veni, asta va spune către voi. Veniți! Acum, mi se pare că predica a fost așa, tăioasă și am avut treabă și nu, nu avem treabă. Și un singur lucru, că Dumnezeu nostru care e drept, așa va face în ziua aia. Va spune către voi, veniți binecuvântați Tatălui meu. De ce? Că voi ați ascultat și ați venit după mine.
Asta vă spune. Vrem? Da. Și moștenim exact împărăția care El mi-a pregătit. Nu a făcut nimeni nimic pentru mine. Nici măcar nu. El a pregătit tot. De aceea, dacă El a pregătit tot, dacă El vrea să curgă din inima ta lui apă vină, dacă El vrea și nu-i zgârcim, și vrea să dea Duhul Sfânt fără măsură, noi vrem să primim? Păi hai să ascultăm atunci, ca să primim. Haideți să punem în practică vieții, frații mei. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu de pe tine. Cei care nu l-ați întâlnit, căutați-L, cum se citea la ora de religie, cu toată inima. Și El se va lăsa găsit, măcar că nu-i departe. E aici. Prezentă, puteți vedea în orice fir de apă, în orice susuri de vânt, în orice picuri de ploaie. N-am adus nimic, n-am pus nimic. Tot e pentru că Dumnezeu prezent. Domnul să fie slăvit. De aceea, frații mei, zic Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și să auzim strigarea aceea, ultima chemare de fiecare dintre noi. Veniți, binecuvântați-vă. Ne moșteniți ce v-a fost pregătit. Vouă v-a fost pregătit. Și cred din toată inima că împreună vom fi în cerul lui Dumnezeu. Chiar dacă aici mai trebuie să slăbuim. Chiar dacă aici mai trebuie să progresăm, să mergem înainte. Chiar dacă aici. Dar cred asta. Că nu degeaba sunteți aici. Nu cred că Dumnezeu v-a făcut o chemare ca să pierim la sfârșit. Nu cred asta. Sub nicio formă. Cred un singur lucru. Că Dumnezeu în fiecare zi își numește bunătate față de noi. Că Dumnezeu în fiecare zi ne mai cheamă o dată și mai spune, aha, mai sus. Încă o dată sus. Eu te vreau cu mine acolo. Și am o gelozie fără margine. Doamne, binecuvântează. Și dă-ne putere să te spun.